Încerc pe cât posibil să ajung și la facultate. Primul semestru din primul an am fost accidentat și puteam să îmbin recuperarea cu facultatea. După, din semestru 2 a venit pandemia și s-au făcut orele online și mi-a fost mai ușor să fiu prezent. Și aici primul modul l-am făcut online. Acum văd că joi și vineri trebuie să venim la facultate și încerc pe cât posibil să termin și facultatea. Te mai învoiesc de la Dinamo să ajungi la unele? Am o scutire de la Dinamo și pot să... Nu am chiar nevoie de 100% din prezență. Mihai Eșanu este student în cadrul Universității Naționale de Educație Fizică și Sport în anul 2 la specializarea sport și performanță motrică învățământ cu frecvență redusă. Este un student, aș spune, atipic celor de la frecvență redusă, fiindcă el, cel puțin anul trecut, când am parcurs împreună disciplina fotbal, a venit la absolut toate lecțiile, chiar dacă era în cârje. Am reușit să interacționăm foarte, foarte mult, ne cunoșteam de la Dinamo București, însă cred că ceea ce îl caracterizează este, dacă pot spune așa, caracterul lui foarte puternic. Faptul că a putut trece peste o accidentare atât de gravă demonstrează încă o dată un caracter puternic și tărie de caracter, dacă pot să mă repet. Este un student foarte preocupat. Din câte mi-aduc eu aminte, a promovat examenul cu notă maximă, ceea ce nu se întâmplă foarte frecvent. Deși este sport, deși este fotbal, dar în special fotbaliștii tratează un pic cu superficialitate disciplina în care s-au consacrat, dar nu este și cazul lui Mihai. Și dumneavoastră vă confundați, da, și cu lumea fotbalului în momentul actual. Mai sunteți? Vă ocupați de copii, de juniori? Da, în momentul actual sunt director tehnic în cadrul Academicii Clinceni, la nivel de copii și juniori. În trecut am activat la Dinamo București timp de 7 ani de zile, am avut grupe de copii și juniori acolo și mă mândresc cu jucătorii care au ajuns recent, da, să facă pasul la Liga 1, mă refer la Bordușanu, Antonio la Dinamo București și mai sunt și alți copii care sunt plecați prin străinătate să-și caute un viitor mai bun. Cum a fost această experiență de la echipa națională pentru tine? Pentru că a venit cumva ca un cel mai așteptat moment, mă gândesc, chiar dacă nu ai fost și în trebute. O experiență foarte frumoasă pentru mine. Mă bucur foarte mult că lucrurile au evoluat așa destul de repede, pentru că acum am început să joc propriu-zis acum 2 luni la startul returului. Deci n-ai fi crezut că vine convocarea? Îmi doream și nu era ceva așa să mă gândesc zi de zi, dar speram, îmi doream. Era ca un vis care cu ajutorul lui Dumnezeu a devenit realitate. Când ai aflat, nu știu, când ai ajuns acasă și ai fost doar tu cu tine, ce ți-ai zis? A fost și frică, a fost un amestec așa de sentimente, îți venea și să plângi și să râzi. Frică nu, n-avea de ce să fie frică, au fost sentimente foarte frumoase de bucurie, m-am simțit mândru, m-am simțit împlinit, că roadele muncii s-au văzut. Fericire, foarte multă fericire, bucurie și m-am simțit mândru. E mai greu de pe bancă să privești astfel de meciuri decât, nu știu, din tribună sau în teren? Da, da, mult, mult mai greu de pe bancă decât din teren. În teren ești concentrat la meci, ce ai de făcut, de pe bancă vezi mai multe lucruri, ce se întâmplă, ce fac adversarii. Din poartă e mai greu să vezi de departe anumite lucruri, anumite certuri și loviri între jucători de pe bancă, să vezi lucrurile astea e mai frustrant și mai enervant. Să pleci acasă neînvins? Ca realizare așa că nu ne-am calificat, este, poți să zici că suntem triști, dar nu putem fi triști în totalitate, pentru că știm că am dat toți
jucătorii, 23 de jucători cât am fost, am dat 100% pentru echipă și cei care au jucat toate meciurile, care au jucat primul meci, al doilea meci, care n-au jucat deloc. Am fost toți ca o echipă și toți am dat 100% să ne calificăm. N-a fost să fie, e frustrant că nu te califici, alte echipe s-au calificat cu 3 puncte și tu cu 5 puncte n-ai reușit să te califici. Nu te bate Olanda, nu te bate Germania și nu poți să te califici mai departe. Dar suntem mulțumiți pentru performanța de la meciuri și plecăm cu capul sus și suntem conștienți că nu avem ce să ne reproșăm. Am făcut tot ce a ținut de noi. Am dat tot ce e mai bun din noi până la ultima picătură și lumea cred că a văzut de la televizor că băieții la ultimul meci, care a fost și cel mai greu, au alergat până n-au mai putut. S-a văzut și după meci, s-au trântit pe teren, nu neapărat din cauza supărării, ci erau epuizați total. Au dat tot ce e mai bun. Așa a fost să fie. Ne pare rău. Că și acum când mi-aduc aminte așa și vă zic că e așa un sentiment de supărare, că îți doreai mai mult. Dar, cum v-am zis, plecăm cu fruntea sus și fără regrete. Cum ne-a zis și mister, cel mai important să n-avem regrete. Te felicitat și Vlad pentru că a avut niște intervenții, niște momente importante în care ar fi putut ieși cu totul altfel. Da. Eu l-am felicitat după fiecare meci, după fiecare paradă, eram acolo. Ca pentru echipă, dar noi, așa portare între noi, întotdeauna și la echipă și la lot, avem o relație un pic mai specială față de restul echipei. Ne mobilizăm altfel, suntem noi. Nu sunteți invidioși unul pe celălalt? Vă gândiți să vă luați loc? E normal să-ți dorești să joci, dar nu consider că e mentalitatea corectă să fii invidios. Mentalitatea corectă după mine e să dai 100% la antrenament și unul și celălalt și cine e mai bun să joace. Ne poți spune cum a fost colaborarea și cu Adrian Mutu? Leagă o parte importantă a sufletului de Dinamo. Așa și cu tine, puțin mai apropiat? Da, chiar am vorbit cu Mister Ba. Când după meciuri, după antrenamente, în momentele astea mai libere, vorbeam așa, mă întreba de Dinamo ce se întâmplă, că știe că sunt de acolo din interior și el fiind dinamovist și fiind atașat de club, era curios să afle cât mai multe așa din cadrul clubului, din cadrul echipei, ce se întâmplă. Păi și ai știut ce să-i mai zici, că nu mai înțelege lumea ce e la Dinamo. Am știut să-i zic ce se întâmplă până să plec. Când am fost la lot, am mai vorbit așa cu colegii, nu s-au mai întâmplat așa multe lucruri. Dacă n-a fost campionat, n-au fost așa multe întâmplări, dar i-am zis așa, în mare, ce se întâmplă și situația asta mai grea, peste care, între timp, fiind la turneu, am văzut că suporterii au și reușit să o rezolve. Cea mai mare realizare până acum să ia licența. Între timp, chiar vorbeam la aeroport că, când ne-am despărțit, vorbeam că, uite, că au reușit primul pas să poate spre normalitate, spre ce să redevină Dinamo acolo, ce a fost, ce înseamnă Dinamo, poate. Vorbești de realizări. Este cea mai mare realizare a carierei tale până acum, participarea la acest turneu final? Da. Cum am zis și atunci la convocare, n-am stat foarte mult să mă gândesc, dar nu trebuie să stau să mă gândesc să-mi dau seama că e cea mai mare realizare a carierei până acum, să fiu la Euro. Cât ai tras și cât ai muncit pentru o astfel de clipă, mă gândesc că au fost momente când poate îți venea să te și lași. Nu mai departe 8 luni de accidentare când nu te susținea nimeni. Înțelegem că nici cei de la Dinamo nu te-au trimis la o operație la Civadem. Nu știu exact ce a fost. Nu au fost 8 luni, au fost 11 luni. A fost perioadă foarte grea, foarte grea și am trecut peste ea, nu mai vreau așa să vorbesc, că a fost o perioadă foarte grea și ca să treci de momentele astea grele trebuie să muncești foarte, foarte mult, că nimic în viață ce e frumos și ce e important nu este ușor. Cine ți-a fost alături? Cum ai ieșit dintr-un astfel de moment dificil? Cât de puternic să fii tu ca un tânăr? Până la urmă un tânăr, nici... Mi-a fost... Spune că vreo mare experiență așa în viață și în fotbal încât să poți să gestionezi. Alții stau cu mental coach și tot. Mi-au fost alături familia, prietenii, oamenii cu care am lucrat, doctorii. Mă sfătuiam mereu, mă ajutau și psihic și fizic să-mi revin. Cum v-am zis, a fost o perioadă mai grea și au fost și momente în care
când durerea era un pic mai insuportabilă, erau gânduri mai urâte așa în legătură cu fotbalul. Nu mă mai gândeam că pot să-mi revin total vreodată sau... Dar cu ajutorul familiei, prietenilor, cum am zis, kinetoterapeuților și oamenilor cu care am lucrat, am reușit să trec peste. Care a fost primul antrenor care a crezut în tine? După ce m-am accidentat, primul club la care am fost a fost Farul și vreau să le mulțumesc și pe această cale. Dar ei știu, le-am mulțumit și în particular că au avut așa încredere în mine și m-au ajutat cum ar veni să mă pun pe picioare atunci la Dinamo. Dușa, nu, da, da, da. Am fost, nu mai contează. Am fost trimis la Farul și acolo cu ajutorul lui Mr. Ianis Zicu și antrenorul de portar Mihai Morar am reușit să mă pun pe picioare și le mulțumesc pe această cale. Sper să vadă și să știe. Oricum știu cât de mult înseamnă pentru mine ce am făcut acolo cu ei. Ce mult m-au ajutat. Și înapoi cine te-a cerut? Nu, era domnul Nea Gigi Mulțescu cu băiatul dânsului Cătălin Mulțescu, cu care am vorbit și pe perioada în care eram la Faru și m-am antrenat cu el în pandemie și când au început pregătirea după perioada aia cu COVID, m-au făcut în așa fel încât să mă întorc, cred, nu știu exact. În acel moment când a apelat Cosmin Contra la tine, ce ți-ai zis cu Chindia? Cu Chindia, a doua etapă, a apelat... Da, adică mister a avut încredere în mine, am simțit, a vorbit cu mine, am simțit că are încredere în mine și că mă susține. Era primul meci și al lui și al meu și... a fost mulțumit de mine meciul respectiv și după am vorbit mai mult și mi-a zis că are încredere în mine și că dacă mă antrenez bine, am șanse să joc. Când ai intrat prima dată pe poarta clubului Dinamo, îți mai aduci aminte? Și cam cum ți-ai calculat că va veni debutul în Liga 1? Nu mi-am calculat, eram destul de mic, nu mă gândeam așa ca acum, așa serios. 100% la fotbal, eram destul de mic. La Dinamo, pe poartă am intrat, dar nu din cadrul clubului Dinamo, de mic, că se organizau turnee, meciuri acolo, dar n-a fost... Cum ai ajuns atunci la Dinamo? Păi, cred că aveam vreo 13 ani. Am ajuns, când aveam 13 ani, am ajuns în cadrul clubului. Tu ai ales, tu ai vrut sau nu știu, te-a dus familia? Eu eram dinamovist de mic și a fost așa, ceva wow să ajung la Dinamo. Când eram mic și nu eram la Dinamo, mă uitam la toate meciurile, nu mă gândeam, serios, cum v-am zis, nu mă gândeam că o să ajung la Dinamo. Doream, sigur, să ajung să apăr și poarta echipei mari. Am câștigat campionatul la juniori azi, o performanță pe care nu o mai reușise Dinamo de, nu știu, 20 de ani, nu mai știu exact, dar nu m-am bucurat așa mult că Mr. Bratu m-a scos atunci și n-am reușit să... Încă nu uiți momentul acela, dar n-ai vrut să ieși, ca... N-am cum să uit niciodată. După m-am bucurat, normal, de realizarea pe care am făcut-o, dar atunci, pe moment, n-am putut să mă bucur așa cum aș fi bucurat dacă aș fi... Că am văzut episoade la cluburi mai mari, la Chelsea sau unde. Da. Dar e... La nivel mare e mai urât să faci așa. Acolo la nivel era ultimul meci, practic. Pentru aia muncisei tot anul. Păi și cum mai vorbeșteați cu Florin Bratu? Ați dat la pace, gata? Da, nu. După meci ne-am împăcat. M-a pupat, m-a felicitat și ne-am împăcat imediat. Nu se țin ranchiuni. De la Dinamo, cine au fost aceia care te-au impresionat ca fotbalist? De mic, de când sunt mic și l-am prins și jucând la Dinamo pe Bogdan Lobonț. Mi-a plăcut foarte, foarte mult de el, de când era mic. Și toată lumea știa că îmi place așa mult de el și când era mic așa aveam purec la pisica ca Bogdan Lobonț. Și ai reușit să obții niște sfaturi de la el? De-a lungul vremii ai reușit să vorbești? Nu, singurul lucru pe care l-am primit de la el e un tricou, mi l-au făcut cadou părinții, nu știu cum au ajuns, știau cât de mult îl apreciez, cât de mult, că era practic idolul meu când eram mic, și dar nu, n-am avut ocazia, sper să am odată. Cum sigur știe de tine? M-aș bucura, m-aș simți onorat, sincer. Mai știi ce sentimente te-au încercat atunci când ai prins, nu știu, ai reușit și să câștigi totuși ceva ca tânăr fotbalist la Dinamo? Viitorul, nu?
Da, am câștigat atunci, am câștigat campionatul la juniori azi, o performanță pe care nu o mai reușise Dinamo de, nu știu, 20 de ani, nu mai știu exact, dar nu m-am bucurat așa mult că Mr. Bratu m-a scos atunci și n-am reușit să... Încă nu uiți momentul acela, dar n-ai vrut să ieși, ca... N-am cum să uit niciodată. După m-am bucurat, normal, de realizarea pe care am făcut-o, dar atunci, pe moment, n-am putut să mă bucur așa cum aș fi bucurat dacă aș fi... Păi, am văzut episoade la cluburi mai mari, la Chelsea sau unde. Da. Dar e, la nivel mare, e mai urât să faci așa. Acolo, la nivel, era ultimul meci, practic. Pentru aia muncisei tot anul. Cum mai vorbeșteați cu Florin Bratu? Ați dat la pace, gata? Da, nu, după meci ne-am împăcat, m-a pupat, m-a felicitat și ne-am împăcat imediat. Nu se țin ranchiuni. Dinamo e Dinamo indiferent de situații, suporterii sunt aceia și istoria rămâne, nu se poate șterge cu buretele istoria și ce fac suporterii doar pentru că au venit unii și au făcut ce au făcut. E o mare onoare pentru mine să apăr poarta lui Dinamo. Știu, toată lumea știe, toată România știe ce club important este și ce înseamnă în România Dinamo și e o mare mândrie pentru mine să apăr. Chiar nu contează situația, cum am zis, Dinamo e Dinamo, nu contează situația. Sperăm să, ușor, ușor, cu ajutorul suporterilor pe parte administrativă și noi jucătorii pe parte sportivă să reușim să ducem clubul acolo unde e locul. Anul ăsta greu, pentru că locul lui Dinamo este în play-off și să se bată la campionat, dar sperăm cu ajutorul cupei să putem să jucăm în cupele europene, că știm că dacă ne ajută Dumnezeu să câștigăm cupa, suntem în cupele europene. Alții vin și își fac treaba pe salarii de 10, 20, 30 de ori mai mari decât voi, tinerii care vă confundați cu acest club? Nu. Tot pe voi cade greu. De obicei nu mă gândesc foarte mult la lucruri pe care nu pot să le controlez și dacă situația asta nu pot să o controlez, nu mă ajută cu nimic că îmi convine sau că nu-mi convine, nu prea mă gândesc. Mă gândesc să-mi fac cât mai bine treaba și... Pe orice bani, numai să fii titular la Dinamo. Da, exact, cum a zis și dumneavoastră, nu contează așa foarte mult bani. Dacă l-ai avea pe Pablo Cortasero acum în față, ce îi spune? Nu m-am gândit, o întrebare la care nu m-am gândit. Nu știu dacă ea... Îi spune ceva sau ei dau una? Nu, ei dau una că nu rezolvi nimic cu violență. Nu știu, aș fi curios așa să-l întreb ce au urmărit. Și aș încerca să-l fac conștient cât de mult rău a făcut atâtor oameni, da? Și... Nu e vorba numai de voi. Nu știu scopul. Care ar fi scopul? Aș fi curios să știu, da? Nu m-am gândit. Fer să conducă suporterii, te întreb altfel. Clar. Normal să conducă cineva care, de exemplu, are un leu decât cineva care are zero. Normal că-ți dorești. Și suporterii de fiecare dată au respectat promisiunile pe care le-au făcut. Normal că-ți dorești să conducă suporterii. Câte cazuri sunt de suporteri care donează, deși sunt, nu știu, în probleme de sănătate, cu situații financiare nu tocmai bune și totuși își rup de la gura lor, a copiilor, nu știu. Parcă rămâi efectiv marcat, așa impresionat? Da, rămân. Știu de mare parte din situațiile astea. Sunt, cred că, aproape pe toate grupurile astea de pe rețelele sociale și văd tot felul de... Ce le poți spune acest? Ce poți să le mulțumești din toată inima, parcă te bucuri că fac aceste gesturi, dar știi că ei de fapt au mai mare nevoie de banii respectivi. E ceva incredibil, numai cine simte așa, are niște sentimente așa foarte puternice pentru ceva, nu neapărat un club, pentru orice poate să înțeleagă sacrificiul ăsta. Am văzut o doamnă, nu și-a plătit operația la ochi să facă în... carci să doneze bani, ceva... E furnic. Da, e ceva incredibil. E peste puterea mea, știu de a înțelege, pentru că știu ce simt, dar probabil că peste puterea multor oameni de a înțelege cum e posibil așa ceva. Merită totul, ei merită în primul rând să salveze clubul și numai prin implicarea lor ar merita să fie
să fim campioni și pe locul 1 și pe 2 și pe 3, să câștigăm și cupa, să fim și în Europa pentru ce fac ei. Ne dorim și pe plan sportiv să ajungem cât mai aproape de ce înseamnă ce fac ei.